Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a fost luni 3 octombrie pe șantierul podului peste Dunăre, care va face legătură între zona Galați-Brăila și județul Tulcea, pentru a se întâlni cu reprezentanții constructorului și pentru a evalua stadiul lucrărilor. Această vizită are loc în condițiile în care, în ultimul timp, au fost o serie de declarații contradictorii privind termenul de finalizare a proiectului, ce privește atât podul, cât și cei 23 de kilometri de drumuri de legătură. Motive de dispută între beneficiarul lucrării CNAIR și constructorul italian WeBuild, fost Astaldi, sunt însă și aplicarea unor soluții tehnice și, nu în ultimul rând, costurile lucrării. În urma consultărilor dintre părți, constructorul a prezentat un grafic de lucrări în care termenele de execuție sunt cele stabilite inițial. Podul va fi gata în decembrie 2022, iar drumurile de acces în cursul anului 2023. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a confirmat și el acest angajament. Trebuie să fie dat în circulație la sfârșitul acestui an, pe graficul de care suntem, pe anumite variante care s-au explicat mai devreme, pe celelalte, în mod normal, undeva în vara anului 2023, și anume varianta spre Jijila. Și totodată știți că anul viitor trebuie să fie dat în circulație drumul expres Galați-Brăila, care va fi dat în circulație, iar descărcarea de pe acest pod vine în acel drum expres. Pe de altă parte, reprezentantul constructorului a precizat că pentru respectarea termenului decembrie 2022 este nevoie de un efort comun. Și a venit cu lămuriri și în ceea ce privește termenul de finalizare 2025, vehiculat în ultima perioadă în discuțiile cu CNAIR. În continuare, 2025, conform programului de lucrări prezentat la ofertă cu productivitățile aferente, înseamnă 2025. Pentru că noi am luat măsuri de accelerare, strângând mai repede față de productivitățile care au fost luate în calcul la ofertă, asta e un alt subiect. Dar în conform productivităților de la ofertă și a predării amplasamentului, da. Pe contract ce scrie? Asta ne interesează. Pe ce contract, termen e scris? Pe contract era un termen că trebuia să se pună la dispoziție amplasamentul liber de orice sarcini cu 34 de luni înainte de a termina noi. Lucrările de utilități nu s-au făcut, trebuiau făcute, au avut licitații organizate din 2017 și n-au fost în stare să le facă decât în 2020. Nu există o extensie de termen astăzi dată, dar tot astăzi încă nu este prodat tot șantierul, adică este un nonsens. Pe parte tu spui trebuie să termin 36 de luni, dar pe partea cealaltă tu nu ți-ai îndeplinit astăzi, după 42 de luni, n-ai îndeplinit toate obligațiile care le aveai în contract. Bun. În discuțiile dintre oficialii de la transporturi și constructori au fost abordate și o serie de optimizări ale unor soluții tehnice. Au fost probleme, să spunem, de tip tehnic, de care aminteați dumneavoastră și de care vă spuneam la început. Discuțiile între oamenii tehnici, dacă pot să-i numesc așa, din CNAIR și cei din companie au avut loc săptămâna trecută. O parte din aceste soluții pot fi acceptate de către beneficiar, o altă parte nu. Pe ceea ce nu se poate accepta, pentru că nu ai cadrul legal să accepți aceste lucruri, se va merge în mod aproape sigur în instanță și instanța va hotărâ. Astfel de soluții tehnice ar privi, de exemplu, formula mixturii bituminoase care ar urma să fie folosită, dar și o eventuală schimbare a metodei de hidroizolare a podului. În ceea ce privește hidroizolația, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că s-a solicitat folosirea formulei din ofertă. Noi am solicitat asocierii să folosească aceeași hidroizolație care a fost pusă în documentația de atribuire, în oferta dânșilor. Și de ce au vrut să renunțe la ea și să ia una mai... Noi am făcut o analiză și din punctul nostru de vedere nu putem accepta o astfel de abordare pe tabierul metalic. Care este motivația? Există un pericol real ulterior pentru trafic? Nu există, dar toate rezistențele pe care acea hidroizolație, cea pulverizată, le avea față de cea propusă sunt mai bune, pentru care considerăm că această optimizare nu e în avantajul nostru și al investiției. Credeți că veți ajunge în instanță dacă unele lucruri nu pică la negociere cu compania?
Deja avem multe procese în instanță, nu m-ar surprinde să mai avem câte încă un litigiu. Cam câte sunt? Cred că 12, dacă am așa. 12? Da. Dumneavoastră sunteți la fel de optimist în ce privește graficul din spatele dumneavoastră, cum era domnul ministru? Este asumat de către antreprenori, ține numai de dânsii să se mobilizeze și să poată să-l respecte. Noi dăm tot concursul în ceea ce privește permanența, dacă e nevoie. Vom avea reprezentanți aici fără niciun fel de problemă și noi și inginerul, astfel încât dânsii să-și desfășoare activitatea în șantier. Constructorul rămâne totuși pe poziția că este vorba de o accelerare a proiectului, iar acest lucru presupune eforturi și cheltuieli suplimentare. Eforturile suplimentare înseamnă în primul rând să încercăm să ne luăm banii. Vreau ca să știți că noi astăzi formula de escaladare s-a înghețat pe acest contract la nivelul lui decembrie 2021, care pentru noi producția de pe din ianuarie 21 până în august 21 înseamnă 170 de milioane mai puțin. Pentru că formula de escaladare a rămas atunci. Asta înseamnă, ca să vedeți cam ce înseamnă eforturi care le face asocierea WeBuild aici, ai să poată totuși să deschidă acest pod în decembrie, încercând să țină o promisiune, nu ceea ce scrie în contract. Până una alta, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a precizat că în câteva zile vor fi emise noi certificate negative pentru toate companiile care au lucrări de infrastructură și care nu respectă graficul de lucrări. Astfel de certificate negative pot duce inclusiv la rezilierea contractelor, în ultimă instanță chiar și la podul peste Dunăre. Bineînțeles, sunt lucruri care conform legii poate să ducă. Eu nu-mi doresc acest lucru. E o lucrare impresionantă și nu e o lucrare simplă. E o lucrare care a necesitat multă muncă. Nu pot să spun, pe de altă parte, că nu-mi doresc acest grafic să fie respectat. Dincolo de divergențele apărute, ministrul transporturilor a ținut totuși să aprecieze relațiile pe care CNAIR le are cu constructorul. Mai fac o precizare, să știți, importantă. Nu vorbim de o companie care să nu fie una importantă în România și care desfășoară multe proiecte în România și care înțelege foarte bine exigențele pe care le are beneficiarul. În cazul nostru, CNAIR-ul, au proiecte și pe CFR. Sunt lucruri pe care le știu. Lucrează de mulți ani în România și au terminat proiecte importante în țara noastră. N-au venit peste noapte să facă podul de la Brăila. De asemenea, au lucrări pe CNAIR la care ținem foarte mult, e tronsonul 5 de la Sibiu-Pitești. Sunt oameni și o companie puternică. Tocmai de aceea am ținut să clarific aceste aspecte. Nu e o companie care peste noapte a venit în România, cum mai avem, și care nu știu acum să finalizeze un proiect. Ei știu foarte bine, au specialiști, sper să ne ținem de cuvânt ca la sfârșitul acestui an să se poată circula în variantele prezentate mai devreme. Ce să înțelegem din toate acestea, termenul de finalizare pentru pod rămâne decembrie 2022, dar e un termen cu răspundere limitată, deschis în continuare la interpretări.